Norocul dracului. Poveste de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Ba e noroc, ba nu e noroc. Ba e noroc, muiere. Ba nu e, mă, omule, nu. Adică, nu muncesc eu, femeie? Ba, muncești pentru unul și noi suntem 8 guri și cu plăvița 9. Și plăvița mugii și 4 copii mărunți începură să strige. Mi-e foame! Și mie mi-e foame! Și mie! Și mie! Omul vărsă un ștergar cu mălai în copăița femeii. Scutură ștergarul! L-am scuturat! Copaie plină, copaie pe jumătate, copaie pe sfert și a să lingi fundul copăii. 8 guri, 8 și cu plăvița 9. Și plăvița parcă ar fi înțeles, mugi de după casă, mestecând un cocean uscat, iar copiii începură să plângă. Că mi-e foame! Și mie, ba și mie! Omul se uită lung, se scărpină în cap, băgă ștergarul în sân și plecă zicând. Ba e noroc, dar n-am eu noroc! Iar femeia din pragă îi strigă. Ba nu e și nu e, omule! Dacă muncești e, dacă nu muncești, nu e! Dacă n-ar fi, n-ar fi lumea cum e! Eu n-am arat, n-am săpat, n-am prășit, n-am plivit ca ceilalți? Ba da, și ogorul meu a ieșit sterp. Piatra pe mine m-a bătut și am rămas numai cu mâinile. Muncesc și nimeni nu mă crede. Iar când la măsurătoarea muncii lucrul meu scade și făina din copaie scade și foamea copiilor crește, se duse la arendași. Nu e de lucru, omule! Bătu la ușa popii. Nu e de lucru, omule, dă-te pe la chiabur! Am destui, argați, omule! Se opri la cârciumar. Pe rachiu ar fi ceva de săpat. Să fie pe mălai. Pe mălai nu e. Și omul, întorcându-se acasă, auzi de departe. Mamă, eu nu m-am săturat! Nici eu, nici eu! Și nici plăvița care mugea colindând bătătura uscată fără firicel de iarbă verde. În prag, muierea. Nimic în ștergar? Nimic. Copaia goală. N-am noroc, femeie. Nu e minte, omule. Omul își șterse fruntea de nădușală cu mâneca cămășii. Ea se uită la el, el se uită la ea. Ea dete din cap, el dete din cap, apoi se duse după casă, își făcu mâna căpătâi și închise ochii. Dar unde să adoarmă? Jos pământul tare și rece, sus întuneric adânc. În casă copiii adorm plângând, în curte plăvița pufăie pe nări a foame și el prigonit de gânduri și de nenoroc. Dar mâine, dacă noi avea ce scutura în copaie, ce mă fac mâine? Dumnezeu e sus, e sus! Dar nu pe el îl întâmpină muierea în prag și nici nu-i zice 8 guri, măi, omule, și cu plăvița 9. Dumnezeu e sus, dar de noi găsi de lucru. De noi avea noroc nici mâine. Beau câteva rachiuri și mă duc la târg. Ei, și dacă mă duc la târg? Fie ce-o fi și să nu mai aud. Mamă, mi-e foame. Mă duc la târg și fur. Ce-i putea fura? Omul tresări. Cine-i zisese? Ce să faci dacă n-ai noroc? Tu ești muiere? Eu socoteam că dormi. Ai auzit ceva? Ce să aud? Nimic. Și femeia intră în casă și omul închise ochii mormăind. Ce-o să fie? Să nu mai aud. Mamă, mi-e foame. Dar cine a zis iar? Ce să faci dacă n-ai noroc? Tu ești femeie? Întuneric, nimeni. Ei, doar n-o fi dracu. Și omul a dormit mormăind. Ce-o să fie? Nu se crăpase bine de ziua și o gură mare se auzi. A venit cu mălai, mamă, că mi-e foame! Și eu nici n-am plecat, zise omul sărind drept în picioare. Și plecă fără să se uite în dărăt. Și tocmai de departe își întoarse capul.
Casa îi se părea în spate cu gura căscată, adică cu ușa dată de perete. Ce Dumnezeu Sfântu, doar nu s-o fi ținând casa după el. Și-o luă la picior, iute mai iute, până la curtea ciocoiului. Poate mâine, dar azi nu e de lucru. La taica părintele. Poate poi mâine, că azi nu e de lucru. Mâine, poi mâine, zise el oftând, dar astăzi cu ce potolesc eu 8 guri și cu a plăviței 9? Ei, de acum la cârciumar, la târg și apoi ce o să fie, să fie, că cu mâna goală nu mă mai întorc acasă. La cârciumă arvoni pe plăvița și îi dădu adălmașul, 5 rachiuri, unul după altul, și glonț la târg. La târg se uită în dreapta, se uită în stânga, la fasole, la pâine, la pește, la pastramă, dar nu fu chip. Toți își cuprindeau marfa cu ochiul. Și negustorii, cum îl vedeau oprindu-se, îl întrebau râzând. Ce poftești, neasărăcilă? După ce se învârti toată ziulica, plecă. Nici la furat n-am noroc. Când să treacă streaja târgului, un creștin beat mort își târa punga după el. Omul, după ce privi în toate părțile, puse mâna pe pungă, îi rupse băierile, o înfășură în ștergar, o băgă în sân și la picior. Când ajunse într-o câmpie întinsă și pustie, vru să-și vadă norocul. Desfăcu ștergarul, întinse gura pungii și o dată zvâcni din ea un drac mic cu o limbuță de foc ce-o scotea pe gură și pe nări. Omul speriat aruncă punga și plecă făcându-și cruce și scuipând îndărăt. Nu făcu însă câțiva pași și ștergarul din sân începu să se umfle. Scoase repede ștergarul, îl desfăcu și se minună văzând punga pe care o aruncase. Deschise punga și dracul, țâșt, tremurând limba în gură ca o văpăiță albastră. Omul strânse bine punga la gură, o puse jos și, potrivind călcâiul, îi trase una cu sete, că punga plesni ca o bășică de bou și un foc pâlpâi sub o pincă și se stinse risipind un miros de pucioasă. Omul răsuflă. De-aia a zis cine a zis, să nu furi că vezi pe dracul. N-apucă să facă 10 pași și ștergarul iar se umflă. Scoase ștergarul, îl pipăi. Punga dracului tot în ștergar. O aruncă cu ștergar cu tot și o rupse la fugă. Cum ajunse acasă, toți copiii îi ieșiră înainte. Tată, mi-e foame! Și mie! Și mie! Omul se uită în sân, îngălbeni ca ceara. Punga în sân, ștergarul nu. Și pe când se închina, femeia îl întreba. Ce mi te închin, măi omule? Ce te uiți în sân? Ce ai adus copiilor? Muiere, zise el, să arzi cuptorul, să-l arzi până s-o face roșu, cam să coc 4 pite și un purcel. Apoi mai încet. Acum ai să scapi, demon împielițat. Duduia focul în cuptor. Omul se închina mereu, iar copiii săreau veseli împrejurul mesei, înghițeau cu poftă și ziceau pe rând. 4 pite și un purcel! 4 pite și un purcel! Când domnul văzu că cuptorul e roșu ca focul, ceru o lopată și goni pe toți de lângă dânsul. Puse punga pe lopată, o vârâ binișor până în fundul cuptorului și o răsturnă trăgând lopata înapoi. Luă capacul de pământ și îl potrivi în gura cuptorului și se dete la o parte, așteptând să vadă ce are să se întâmple. Nu trecu mult și odată s-auzi o pocnitură ca de pușcă. Piatra din creștetul cuptorului sări în sus bârnâind și o limba albastră de foc ieși pe gaură, flutură în văzduh și pieri. A plesnit purcelul! Strigă un copil. Ba, vreo șoimană de pită! Zise altul. Un miros de pâine caldă se împrăștie în toată curtea. Femeia zise omului. Prea mars cuptorul! Să crăpnițel capacul! Crapă-l, zise omul ștergându-și nădușala și tremurând de frică.
Femeia se uită pe gura cuptorului și zise mirată: Ei, vezi dumneata, a fost prea iute. Ce să văd, muiere? Păi ce să vezi, s-a copt și purcelul și pitele. S-au copt? Dar ce ai, omule, de întrebi așa ca un copil speriat? Nimic. Și pipăindu-se, dădu de pungă. Un fior rece îi fulgeră din călcâi și până în creștetul capului. Apoi, văzând pe cel mai mic dintre copii cum se așezase pe vine și sorbea cu lăcomie mirosul cald din gura cuptorului, se uită la nevastă și îi zise: Ce-o fi să fie, muiere? S-au copt purcelul și pitele? Cum ce-o să fie să fie? Vezi bine că s-au copt! Și vârând lopata în cuptor, scoase purcelul, apoi cele patru pite. Omule, dăm ștergarul ca să ridic tava! L-am pierdut, muiere! Cum l-ai pierdut? Vezi că cei al tău se duce și cei al dracului rămâne. Dar asta ce-o mai fi? Copiii mâncară, se săturară și adormiră cu fețele în sus, doi pe prispă și cinci în casă. Omul se dete după casă, puse mâna sub cap și adormi, visând turme de oi, cirezi de vaci, hergelii de cai și toate ale lui. Și se făcea că zicea nevestei: Vezi că e noroc? Iar ea se făcea că îi zice: Norocul e de la diavolul! Se albise luna ca un rotocol de hârtie. O apă de lumină se revărsa de la răsărit. Omul se deșteptă speriat, căci se făcea că n-o să-i fie de-a bună până l-a isprăvit. Să mă uit încă o dată în ea, se gândi el, să-l apuc bine pe spiriduș și să-l strâng de gât până o plesni. Scoase punga, se uită în ea, ce să vadă? În loc de demon, bănuți de aur ce luminau ca jăratecul. Omul, și speriat și necăjit, aruncă un pumn de bani la răsărit și altul l-a apus zicând: Duceți-vă dracului banii dracului! N-apucă bine să sfârșească cuvântul și zărite la răsărit turme albe și de la apus turme negre ce izvorau din lumină și din neguri ca niște ape crețe și nemărginite. De behăitul lor se deșteptase lumea, turmele cuprinseseră casa, învăluiră curtea, încinseră satul și nu le mai încăpea locul. Un cioban cu plete lungi și cu căciula ca o căldare se apropie și zise: Să trăiești, jupâne, ale dumitale sunt toate de aici, până unde bate ochiul. Ale mele? Nu se poate, eu n-am după ce bea apă. Ale dumitale, răspunse ciobanul, căci stăpânul lor murind ne-a zis nouă: Porniți unii din răsărit și alții din apus și la casa unde se vor întâlni turma albă cu turma neagră, ale casei să le dăruiți. Omul uită tot de bucurie și alergă la nevastă. Fă, muiere, tot ce vezi este al nostru. Ei, minunea dracului, zise muierea. Minunea cui? Și omul cu noroc și-a aduse aminte de pungă și se gândi: Cum aș scăpa eu de ea și să rămân cu turmele? Se uită în sân. Punga acolo, umflată și îndesată cu bănuții de aur pe care i-a aruncase el în două părți ale lumii. Și frica, frică! Dar omul om, ce se socoti el? Dar dacă aș mai scoate ceva din pungă până să scap de ea? Și luă banii și un pumn îl aruncă spre miază noapte și altul spre miază zi. Și din miază noapte porniră cirezi de vaci și din miază zi hergelii de cai. Când deschisese ochii, n-avea un pumn de mălai. Când fu să închidă, era cel mai bogat om din lume. Asta trebuie să fie norocul. Ba furi, ba te dai dracului, zise norocosul și-l trecură nădușelile. Nu vin ca să măi, creștine de Dumnezeu, că ți-am așternut moale și pernă lângă căpătâi. Nu, femeie. Apoi, penserat e răcoare, noaptea se lasă frig și dimineața cade brumă. Vino în casă, măi, creștine. Suflarea oilor e caldă și clopotele berbecilor mor deștepta înainte de a cărunți bruma pe deasupra turmelor.
Atunci să dorm și eu cu tine, bărbate, zise femeia veselă și l-apucă de mâneca cămășii. Nu, nu, femeie! Ah, ba zău, așa, bărbate, că ce avem, 7 guri, nimica toată. Zău așa, să fie cu soț. Că ce-a lăsat Dumnezeu fără pereche? El nu vru. Femeia intră tristă pe ușă bombănind. Dar nu mă las. Doamne ferește până n-or fi cu soț. Mai bine 14 decât 7. Omul cu noroc se duse după casă, își puse mâna sub cap, închise ochii și începu a se gândi cum să scape de îl din sân. Tot gândindu-se șopti. Am să sap o groapă adâncă, adâncă. Și din întuneric auzi. Adânc, adânc. Tu ești muiere? Întrebă omul speriat. Încireată unele vaci mișcară clopotele. Ting-tang-tâng. E clopotul vacilor. Închise ochii. Și după ce-i săpa o groapă adâncă, adâncă, am să o arunc în fund, în fund și am să pun tot pământul peste ea, peste ea. Din întuneric se auzi. Peste ea, peste ea. Tu ești femeie? Întrebă omul sărind în sus. Nimeni nu-i răspunse. Din turma neagră se auzi. Be, be. A, e behăit oilor. Omul cu noroc luă cazmaua, sapa și lopata și se duse după coșar. Măsură ce măsură, apoi începu să sape. Toată noaptea săpă și aruncă pământul, până la genunchi, până la brâu, până la umăr. Până a doua zi de dimineață, când veni muiera după el, groapa-i trecuse de cap cu 3 palme. Curgea nădușala din el ca dintr-un burete stors și izbea mereu pământul umed ce se desfăcea felii mari și lucioase. Ce faci, omule? Întrebă femeia mirată. Sap groapă dracului, răspunse el fără să ridice ochii. Toată noaptea n-ai dormit? Toată noaptea n-am dormit. Nu te culci? Nu-mi e somn. Nu-mi buși ceva? Nu-mi e foame. Un pahar de vin? Nu-mi e sete. Dar ce faci, măi, omule? Sap groapă dracului, răspunse el necăjit și înfipse casmaua atât de înverșunat, încât intră în pământ cu o palmă peste limba de fier. Femeia plecă închinându-se. Să te ferească Dumnezeu de prea mult noroc! Și omul încet, încet se ducea în pământ. Pe seară femeia se plecă spre groapă și strigă. Hei, omule, nu vrei nimic? Să bați un țăruș unde ai tu călcâiul drept? De țăruș să legi o frânghie, frânghia s-o dai în groapă și mâine până în zori să frigi un berbec și să iei o botă cu vin. Cam să mănânc tot berbecul și să beau tot vinul dintr-o sorbitură. Glasul lui ieșise ca dintr-un puț adânc. Femeia bătu un țăruș, legă de țăruș o funie, dădu cu piciorul funia în groapă, apoi plecă să îngrijească de vin și de berbec. Se înnoptă și nu se mai auzi nimic pe nicăieri. O umbră ieși din groapă, câinii începură a urla. Omul cu noroc se lăsă pe brânci și privi în fundul gropii. Adânc, întuneric, trase funia, vârâ mâna în sân, aruncă punga și ascultă. Banii sunară. Omul începu să arunce pământ. Din fund se auzi strigând. Mai încet, ce ai cu norocul tău? Omul speriat aruncă mereu. Din fund se auzi râzând. Să nu cazi și tu! Omul căzu pe spate, se sculă repede și aruncă, aruncă, până nu se mai auzi nimic. La revărsatul zorilor umpluse groapa. Omul plecă urechea pe mormântul adânc și auzi întunecat un plâns și un râs înnăbușit ca de pe altă lume. Atunci se repezi vesel în casă. Mi-e foame, mi-e sete, mi-e somn! Femeia aduse berbecul și bota cu vin. Să mănânci, să bei și să dormi, bărbate, dar să știi că 7 guri e nimica toată. Eu vreau cu soț mai bine 14 decât 7. El luă un picior de berbec
Îl aduse la gură, dar se opri. Se pipăi, pungan sunt, încremeni cu berbecul la gură. Nu mănânci, măi, omule, zise femeia dându-i ghes. Nu-mi e foame. Nu bei. Nu-mi e sete. Culcă-te, nițel, nu-mi e somn. Ah, ce noroc cu dracului, zise femeia închinându-se. De unde știi? Întrebă omul scos din fire. Și se sculă de la masă și plecă ca o vijelie pe ușa afară. După ce se descurcă din turmele cirezelea și hergheliile sale, se gândi apucând spre biserică. În foc nu, în groapă nu, am s-o las vârl în altar, doar de-o plesni fiera întrânsul. Dar cum puse mâna pe ușa bisericii, se opri tremurând. Cine îl înhățase de păr și îl trăgea înapoi? Se uită în toate părțile. Nimeni. Cine m-o fi oprind? Strigă omul. Îl din pungă sau îl din biserică? Se întoarse și apucă câmpii, neștiind încotro să apuce. Și era foame, și era sete, și era somn, și se tot ducea prigonit de norocul din sân. Hei! Departe întâlni în mijlocul drumului un cerșetor. Moșule, zise omul, ia uită-te la mine! Moșul își ridică sprâncenele cu mâinile și se uită lung. Omul cu noroc scoase punga din sân și aruncă un bănuț de aur la răsărit și altul la apus. Într-o clipă, de la răsărit veni o oaie albă ca zăpada, iar de la apus o oaie neagră ca tăciunele. Vrei tu, moșule, să-ți dau ție punga asta? Cum de nu, taică, cum de nu? Moșul o punga, vărsă bănuții de aur în mână și aruncă un pumn la răsărit și altul la apus. La răsărit și la apus se încolăci două fulgere ca doi balauri și cu fulgerele pieriră și oaia albă și oaia neagră. Cerșetorul speriat se închină și zise lăsându-și sprâncenele pe ochi. Piei, demone, bătute-ar crucea! Moșule, strigă omul cu noroc, la tine e punga! Nu, ducă-se pe pustii! E la mine în sân, răspunse omul și începu să fugă. Tălpile-i crăpaseră de fugă, cândete de o apă repede. Desnădăjduit își făcu vânt și se aruncă cu capul în jos în mijlocul ei. La un stânjen mai la vale, apa l-aruncă în sus și pluti ca o bășică umflată. Nici să mă nec n-am parte. Rupt de osteneală, sângerat de drum, înfricoșat de noroc, se întoarse la cârciuma din satul lui. Cum intră pe ușă, bărbații își scoase răcăciulile, femeile se ploconiră și un bătrân îi zise: cu sănătate și noroc! Cu sănătate, da, dar norocul ducă-se dracului, răspunse omul și ceru o oca de vin. Cum puse gura pe oală, o sorbi până în fund, fără a se uita la ceilalți, care îl priveau cu smerenie ca pe cel mai bogat om din lume. Mai ceru încă o oca și-o bău și pe aia pe nerăsuflate. Dă la oameni să bea, să bea cât or vrea! Noroc, zise o femeie bătrână. Muiere, ducă-se dracului norocul! Strigă el privind-o cu niște ochi roșii, că parcă ar fi picurat sânge din ei. Și bău, și bău, și bău, abia-l mai țineau picioarele. Trânti căciula, aruncă zăbunul, scoase punga din sân, îi lărgi gura și-o puse pe tarabă. Bănuții de aur sclipeau parcă ar fi fost vii. Ia ca, zise el râzând cu hohote, s-o bem toată! Un flăcău se apropie de pungă. Ce frumos clipesc! Parcă sunt ochi de fată mare! Aș, mormăie o bătrână cocoșată. Banii sunt ochii dracului! De unde știi? Întrebă repede omul cu noroc, scăpând oala cu vin de la gură. Să-mi dea rachiu, o oca de rachiu, mie și babei, că baba-i calul dracului! De unde știi? Zise baba și din buzele ei negre scoase ca o gheară de pisică un dinte ascuțit. Și bău și bău și începu să cânte, să dea chiote, să joace, până odată se opri și privi lung la roata din prejurul lui. Îi ardea capul. Măi, oameni buni, zise el aducând mâna la brâu, știți voi una? Să te ferească Dumnezeu de noroc!
Aș, ce vorbă! Răspunseră toți odată. Măi, oameni buni, știți voi una? Eu doi vrea să mănec, nu pot, că plutesc ca o bășică. Ei, aș! Măi, oameni buni, știți voi una? Eu doi vrea să-mi tai beregata, nu pot, că nu intră cuțitul. Ei, aș! Să vedem, zise baba cocoșată, desfăcând o gură până la urechi. Omul trase cuțitul din brâu și se izbi în beregată. Cuțitul intră ca într-o cârpă, de colo până dincolo. Sângele gâlgâi și omul căzu, lung și greu, ca un buștean. Toți înmărmuriră. Ușa prăvăliei se deschise și se închise, fără să fie ieșit nimeni. Afară se auzi un râs ascuțit. Apoi un glas. Unde e punga? Toți îngălbeniră și începură să închina șoptindu-și speriați. Cine a fi râs? Unde a fi punga? Era aici și ne pieri din ochi. Dar baba unde e? Care babă? A, cu dinte în gură și cu cocoașă în spinare. Eu am văzut-o, zise un flăcău și clănțăneau dinții de frică. A intrat în perete, parcă ar fi sorbit-o o vâltoare. Un bătrân trase cuțitul din gâtul omului. E rece ca gheața. A scăpat de noroc. Și cui rămân toate bogățiile lui? Altora. Ce, nu știți? Zise un moș cu barba până în brâu. Nu știți că nimeni nu are noroc pentru el? Norocul e al dracului. Îți vine ție ca să folosească altora. Și-a plâns muiera pe bărbatul său. Dar cu atâtea turme și cirezi și herghelii, curând s-a mângâiat și nu s-a lăsat până n-a ajuns de la 7 la 14. Că decât fără soț, mai bine 14 decât 7.